Servus Cluj, mă bucur tare mult să ne revedem aici la Servus Cluj. Suntem cât se poate de live, cât se poate de online pe citynews.ro și pe toate paginile noastre de Facebook. Așadar, ne puteți urmări live în timp real, puteți adresa întrebări invitatului nostru de astăzi, pentru că suntem alături de domnul Dan Tarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca. Domnule viceprimar, mulțumesc tare mult că sunteți astăzi alături de noi, că ați revenit la Servus Cluj. Vreau să aflu de la dumneavoastră, în momentul ăsta, cum stați cu... Era o campanie pe care ați demarat-o cu ceva timp în urmă, legată de garaje, de demolarea unor garaje. Știu că ar trebui să existe un, hai să spunem, un alt descălecat în Mănășturi. Acolo s-a întâmplat ceva sau urmează să se întâmple? În primul rând, bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Așa cum am anunțat în mai multe rânduri, epoca și era garajelor a dispărut la Cluj-Napoca. Sigur că am început cu zone în care erau mai stringente. Primele garaje pe care le-am demolat au fost pe strada Arinilor. Acolo au fost câteva garaje care au fost fără autorizație de construire. După aceea am demolat câteva garaje pe strada Parâng, nu în totalitate. În urma unor sentințe judecătorești am demolat și garajele din zonă. După care am mers pe garajele de pe Bulevardul Nicolae Titulescu, 508 garaje demolate și undeva aproximativ 635 de locuri de parcare rezultate în urma demolării garajelor. Deci, practic, avem un spor undeva de vreo 25% a numărului de garaje pe care le-am făcut suplimentare față de parcări față de numărul de garaje pe care le-am demolat. Dar avem o surpriză. Pentru că prioritari sunt cei care și-au demolat garajele să beneficieze de locurile de parcare și din, spun așa, fericire, cam 30% dintre ei nu s-au mai prezentat să-și prelungească contractul. Asta înseamnă că ori nu mai locuiesc în zonă, ori nu mai au mașină, ori în garaje erau cu totul și cu totul altceva, numai mașina, nu? Deci, practic, în realitate, numărul de garaje este mult mai mare, numărul de parcări este mult mai mare decât rezultat decât numărul de garaje pe care le-am demolat. De multe administrații locale, pentru că s-a vorbit despre demolarea garajelor, cel puțin pe City News, noi vorbeam undeva prin 2012-2013, sunt, nu știu, vreo 7 ani de la momentul respectiv. În primul rând, gândiți-vă, ca să poți să demolezi un garaj, trebuie să faci verificarea terenurilor. Ori, în această perioadă, din 2012 până astăzi, când s-au făcut aceste verificări, foarte multe retrocedări, revendicări s-au finalizat. La fel s-au finalizat și foarte multe procese care au fost făcute pe parcurs, pentru că nu putem să intervenim pe niște terenuri în condițiile în care avem aceste procese. Nu le putem amenaja, sunt la care trebuie să obținem autorizație de construire și obținerea autorizației de construire este incompatibilă cu procesele și cu componenta de revendicări sau de punere în posesie. Acesta este doar unul dintre motivele pentru care nu s-a putut interveni mai repede. Și sigur că fiecare componentă din acest sens trebuie să ajungă la o anumită maturitate. Cred că noi am ajuns deja la o maturitate în care am putut să luăm aceste decizii în care să putem să demolăm aceste garaje. Așa cum am spus, am început cu Bulevardul Nicolae Titulescu. În această lună deja am trimis și următoarea tranșă de somații. Este vorba de 352 de somații pe care le-am trimis proprietarilor de garaje din zona Între Lacuri. Undeva vor avea termen până la sfârșitul lunii februarie să-și ridice garajele de pe domeniul public benevol. În cazul în care nu își vor ridica garajele de domeniul public, se vor întâmpla două chestiuni. Vom face constatarea cu poliția locală, toate contractele vor fi denunțate și vom trece la ridicarea de pe domeniul public cu compania cu care noi avem contract, în speța noastră cu RADP-ul. A doua chestiune, în condițiile în care noi mergem și ridicăm aceste garaje cu RADP-ul și nu și le ridică singuri, nu mai beneficiază automat de locul de parcare în locul garajului. Și în plus de asta sunt și câteva costuri suplimentare pe care trebuie să le plătească net mai mari decât dacă și-ar ridica singur garajul de pe domeniul public, pentru că în momentul în care li s-a emis această autorizație provizorie, acolo există un paragraf în care spune că la asumarea proprietarului decât administratorul domeniului public are obligația ca într-un anumit termen să-și ridice garajele. De câte garaje spuneați că e vorba Între Lacuri? 353 de garaje. Am luat tot ce înseamnă partea dreaptă a străzii Dunării, pentru că am luat acolo unde sunt zone mai cu probleme. Sigur că o să extindem aceste platforme. Sunt 22 de platforme de garaje pe care vom acționa în zonă. Încă sunt multe platforme acolo care sunt revendicate și care sunt retrocedate și nu putem să intervenim pe ele. Sunt alte platforme care sunt părți din ele, sunt puse în posesie și încă nu am mers, de exemplu, dacă
Este o platformă de 20 de garaje, iar terenul pe care sunt revendicate garajele sunt 10. Nu am demolat și celelalte 10 garaje și într-o primă etapă ne-am dus doar pe platformele care sunt în totalitate pentru libere. Pentru că aici era o, cel puțin o observație pe care o făceau cititorii noștri, că de pildă au rămas garaje în picioare, da, în Gheorghen, de pildă, acolo unde pe s-a Titulescu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu sunt în jur de 1080 de garaje. Din păcate, doar 508 garaje au fost, să spunem, eligibile pentru demolare. Celelalte garaje sunt în fază și în etapele pe care vi le-am spus. Sunt date în lucru și acelea, să vedem, de exemplu, dacă este o platformă cu 10, 20, 50 de garaje și doar 5 garaje sunt pe domeniul public, pe un teren care este revendicat, să le demolăm pe celelalte și o să rămână în picioare cele 5 până la finalizarea tuturor procedurilor. Sigur că trebuie să și avem grijă, pentru că trebuie să putem pune ceva în locul garajelor. Adică nu pot să demolez garajul și să las acolo locul cu gropi, cu găuri, cu pericol pentru mașini, și trebuie să avem și această capacitate ca să punem ceva în loc, și capacitatea aceasta o avem cu RADP-ul. Deci avem și o capacitate limitată și vremea nu ne lasă, pentru că în perioada de iarnă nu se poate lucra și am încercat să fazăm și să etapizăm această demolare a garajelor. În momentul în care trebuie să interveniți pe acele platforme, nu știu, se intervine pentru stabilizarea unei locații în care se parcelează, se fac viitoarele parcări? Nu, sunt situații și situații. De exemplu, în zona Bulevardului Nicolae Titulescu am avut zone în care am putut să intervenim fără o autorizație de construire, pentru că am adus terenul în starea lui inițială. Adică acolo, dacă a fost o platformă betonată și garajul s-a pus pe platforma betonată, am putut să refacem acea platformă betonată deteriorată, pentru că gândiți-vă că garajele sunt de 25 sau 20-25 de ani acolo și între timp s-au deteriorat, pentru că odată săpată fundația la garaj pentru un stâlp, acolo am putut să lăsăm gaura respectivă acolo și s-a făcut intervenții minimale în anumite zone. Și atunci a trebuit să și reparăm și să aducem la starea inițială a platformelor care sunt sub garaje. De exemplu, în zona între lacuri nu putem să facem acest lucru, pentru că în marea lor majoritate sunt puse pe pământ și acolo trebuie să obținem autorizație de construire pentru a putea să remediem. Suntem în procedura de obținere autorizației de construire și până când se vor ridica garajele de pe domeniul public, vom obține și autorizația de construire. Pe lângă garajele din zona între lacuri, acolo avem o acțiune mai amplă în care vom reamenaja și aleile din jurul blocurilor, pentru că și acolo sunt într-o stare absolut deplorabilă. Asta și încă mai sunt puține străzi care încă sunt la stadiu de piatră în zona respectivă. Termenul limită până la care pot să-și ridice garajele este undeva 28 februarie sau 2 martie în perioada respectivă, iar în funcție de dacă sunt libere, pentru că în momentul în care se presupune că pe o platformă de garaj au mai rămas 3 garaje, eu trebuie să-i mai somez încă o dată pe proprietar să și le ridice. Intrăm pe procedura aceea în care li se denunță contractul, mai au un termen încă de 15 zile în care să-și ridice garajul, dar își pierd locul de parcare, și dacă nu și ridică în 15 zile, atunci intervenim cu RADP-ul să ridicăm garajele. Deci, teoretic, în data de 15-17 martie, am putea să intrăm cu lucrările acolo și până atunci să obținem autorizația de construire. Sigur că dacă în 15 martie încă este solul acoperit de zăpadă, cum am pățit anul trecut, nu o să putem interveni, și atunci o să intervenim acolo în măsura în care timpul ne permite și condițiile meteorologice sunt favorabile pentru a interveni cu lucrări în zona respectivă. Mai lucrăm și în alte cartiere să identificăm aceste zone, și în cartierul Mănăștur, în zona adiacentă Bulevardului Calea Florești. Avem câteva zone și în Grigorescu. Acesta este un proces de lungă durată. Este important că l-am început. Mai puteți deja merge avem pe Venus, peste... în Gheorgheni, mai sunt și acolo. Sunt foarte multe zone. De exemplu, avem până în acest moment, aș putea spune că tot ce am demarat sunt undeva aproape 1000 de garaje demolate. Avem la nivelul municipiului Cluj-Napoca aproximativ 10.000 de garaje pe care ar trebui să le demolăm. Cu siguranță că nu va dura 10 ani. Am început, am văzut, pentru că avem și noi nevoie de expertize, să vedem cum se întâmplă, ce găsim de dedesubtul garajelor, pentru că am avut și surprize în care am găsit cramă, de exemplu, în dedesubtul garajelor care comunica cu celelalte garaje. Serios, stați puțin, asta e știre. Deci ați găsit crame? Am găsit cramă, da, acolo, am găsit afumători făcute în garaj. Deci am găsit diverse... Și cramă care comunica cu alte crame? Comunica cu vecinii din stânga-dreapta, și aveau acolo o adevărată situație. În ce cartier? În cartierul Gheorghene am găsit
acest lucru. Deci sunt situații de genul ăsta încă și ăsta este un motiv în plus pe care să ne determină să mergem să și, continuăm mă, acest ce ați făcut în... N-am mai găsit vinurile acolo. Mă gândesc, dar ce ați făcut în cazul respectiv în care în ați cazul găsit? Cazul respectiv am umplut respectiva cramă, am făcut lucrările de tasare și am acoperit ce a fost acolo. Asta este soluția. Nu știu, a privit o sancțiune? Nu am mai avut sancțiune, pentru că deja garajul era ridicat de pe domeniul public și am văzut doar locurile în care erau amplasate lucrurile. Deci sunt tot felul. România a fost foarte inventivi în acești 25 de ani care au folosit asta garajele. Au fost foarte inventivi și aș vrea să mai spun că am rămas extrem de surprins. Asta era prin anul 2016-2017, imediat după ce am ajuns viceprimar. A ajuns la mine o documentație în care cineva solicita o mansardare a unui garaj să facă un cabinet medical. Deci asta a fost, să spun, a fost cireașa și pe care am văzut. A fost evident, rezoluția? Rezoluția a fost nu, garajul este pentru a parca mașina, nu pentru a face mansardă acolo și deasupra garajului să facă cabinet medical, dar am avut și astfel de situații. Deci clar, epoca și era garajelor trebuie să dispară. Sunt mai multe considerente pentru care trebuie să facem acest lucru. În primul rând că vom crește categoric numărul de locuri de parcare, vom reda spațiile verzi comunității, pentru că astăzi... Înțeleg că satul mare e un model în sensul ăsta. Adică au reușit să creeze niște cred că și noi deja suntem un model, de joacă cred și... că și noi suntem deja un model pentru că avem experiența celor aproape 1000 de garaje pe care le-am demolat. Avem experiența din cartierul Gheorgheni în care, vă dau un exemplu, erau zone în care mașinile și garajele erau amplasate la mai puțin de 5 metri de geamurile oamenilor. Ei, acolo am lăsat spațiu verde și l-am făcut în așa fel încât să nu se mai poată parca acolo niciodată. Pentru că după ce plecăm de acolo, omul să urce pe bordură. Am pus o bordură suficient de înaltă, astfel încât să nu mai poate să intre cu mașina și să parcheze sub geamul persoanei sau obstrucționa intrarea în scară sau ieșirea dintr-o scară prin partea din spate. Și am avut în vedere și astfel de situații și de soluții să le împiedicăm astfel încât să nu se mai întâmple pe viitor asemenea chestii. Domnule viceprimar, pe Facebook e o întrebare. Ce soluție aveți pentru tăietura turcului? E chiar un cititor, deci nu suntem noi să întrebăm. Tăietura turcului sunt două proiecte majore. Unul este pentru tăietura turcului, cel de-al doilea este pentru pasajul subteran din cartierul Mărăști. Suntem în faza de elaborare a studiului de fezabilitate. Am mai cerut lămuriri suplimentare pentru că deja proiectanții deci, ar fi trebuit... pasaj prin deal sau pe unde? Vă explic imediat despre amândouă. Deci pe tăietura turcului trebuie să facem un pasaj peste calea ferată. Acest pasaj peste calea ferată este unul destul de complex pentru că are multe legături. Odată, este un drum de legătură care va veni prin Baci pe lângă calea ferată și trebuie să asigurăm această legătură cu viitorul pasaj. Avem legătura cu Romulus Vuia, care de asemenea cu mașiniștilor trebuie să rezolvăm această structură. Este un drum care va merge de asemenea o nouă legătură în viitor care va merge înspre gară, de aceea trebuie să rezolvăm și această pe mașiniștilor provocare. Nu e suficient înspre gară? Nu, pentru că este una care o să meargă în zona centrală și cel de-al doilea drum este pe lângă calea ferată, este o servitură de utilitate publică care va trebui să facă legătura cu podul Oașului Răsăritului, adică dacă cineva vine din Baci și vrea să ajungă, nu știu, în Mărăști, să folosească acest drum de legătură care să meargă pe lângă calea ferată. Deci sunt acolo 6 sau 7 drumuri pe care sunt conectate în acest pasaj suprateran, un pasaj suprateran care costă extrem de mult, este vorba de undeva la vreo 200 de milioane de lei, este o estimare pe care o fac astăzi, încă nu avem datele concrete pe care trebuie să ni le prezinte proiectanții și am mai cerut câteva date suplimentare pentru că trebuie să vedem pe viitor cum facem și o legătură cu piste pentru biciclete care vor fi peste acest pasaj. Dar cred că până la, să spun așa, în primul trimestru din anul viitor, să putem avea acest studiu de fezabilitate, astfel încât să îl putem înainta, să vedem dacă îl vom prinde noi pe fondurile europene din 2021-2027 și vom face noi acest proiect, sau îl vom integra cu proiectul pe care îl are deja CFR-ul de creșterea vitezei de circulație. Și între CFR-ul pe ce Cluj, fonduri? Tot europene? Tot europene, între Cluj și Episcopia Bihor. Au câteva sute de milioane de euro deja fonduri aprobate, dar acolo s-ar putea ca timpul de implementare să fie puțin mai lent, pentru că acolo ei trebuie să mai facă și alte lucruri înainte decât doar acest pasaj. Și un al doilea element deci, care acesta este, discutăm despre pasajul tăietura turcului. Este un extrem de complex, dar
avem soluții, că deja muncim la el de mai bine de un an și jumătate. Am avut nenumărate întâlniri cu proiectanții, este o companie din București care a lucrat și în alte domenii. Sigur că în alte țări, de exemplu este în Australia, este o soluție în care n-au făcut pasaj peste calea ferată, ci au ridicat pur și simplu calea ferată. Dar încă, din păcate, la noi nu există această tehnologie, nu am văzut-o nici în Europa, această tehnologie, în care se ridice pur și simplu calea ferată peste drum. Ar fi mult mai ieftin și mult mai rapid dacă ar fi și la noi asemenea soluții și dacă ar fi și proiectanți care să vină să propună o asemenea... Deci asta ar fi a doua variantă, domnule? Nu avem în discuție, asta este o variantă pe care mi-aș dori eu. Nu există astăzi această variantă, pentru că spun că nu avem tehnologia să facem aceste lucruri și ce ar trebui proiectanții să vină puțin, să fie mai îndrăzneți și să vină cu soluții mai atractive. Deci acesta este proiectul pentru teritoriul Turcului. Aceeași companie a câștigat un proiect și pentru pasajul din Mărăști, care urma să vină de la sensul giratorului din Mărăști până la Biserica Sfântul Petru, în care la suprafață să rămână doar mijloacele de transport în comun pe o bandă, pentru că mijloacele de transport în comun nu trebuie să se depășească unul pe celălalt, că poți să aștepte folosind aceeași bandă de circulație. Tot ce înseamnă parte auto din zonă să dispară și să o punem într-un parking pe care să-l construim în proximitate, astfel încât zona respectivă să devină o zonă cu adevărat civilizată, să putem extinde zona pietonală, să putem extinde spațiile verzi și cu siguranță s-ar câștiga și foarte mult timp pe relația nord-sud. Deci acolo ar veni un pasaj subteran. Subteran, da, pe relația nord-sud, pentru că tot astăzi pe bibliotecii, tot pe același exercițiu financiar, pentru că acum este imposibil să faci până în 2020 să ai gata proiectul. Cred că o să fie cam greu să putem și implementa. Acum aveți prieteni în guvern. Acum nu ți aș pune neapărat prieteni, avem în sfârșit să spun că deci deschidere pentru toată lumea. Cu siguranță că... Nu se mai poate plânge primăria că nu are... Nu am plâns acum și lucrurile... S-a plâns de guvern... Nu de acest guvern. Nu, primar s-a plâns că s-au pierdut bani. Așa este. Înainte am avut piedici foarte serioase legate de proiectele mari de infrastructură. Uitați-vă la Spitalul Regional, uitați-vă la Centura Metropolitană. Ei, Spitalul Regional, din 2000 se discută despre el. Acolo, chiar eu ca și om care trăiește aici, nu mai am nicio speranță legată de spital. Știți că în luna februarie se încheie contractul pentru Spitalul Regional, contractul pentru studiu de fezabilitate să fie gata. Deci acolo s-au avansat lucrurile într-un ritm extrem, extrem de bun în câteva luni. Aș vrea să vă spun, dacă tot discutăm de prietenii din guvern, un prim proiect care a fost aprobat pentru Cluj-Napoca, l-a anunțat ministrul dezvoltării, domnul Ioan Ștefan, este deblocarea proiectului pentru clădirea de pe strada Bucium, da, la Academia de Muzică Gheorghe Dima. Este vorba de o sumă de aproximativ 30 de milioane de euro sau 35 de milioane de euro, care a fost deblocat și a fost pus în dezbatere, pentru că ăsta este primul pas, să-l pun în dezbatere, și banii sunt, să spun așa, disponibili pentru reconversia respectivei clădiri. Păi, care este fost pentru că acolo era o ruină, se putea filma și acum întrebarea un film mea, de groază. Întrebarea mea este de ce nu s-au putut face lucrurile astea anterior? De ce a trebuit să vină acest guvern, să fie o schimbare de guvern, ca să se întâmple lucrurile, dacă era așa de simplu? De la Cluj, se putea gândi și Maria respectivă. Asta vreau să vă spun. Ne scriu oamenii, domnule viceprimar, și vă întreabă, de pildă, dacă am reținut bine, îmi spune Cosmin, liderul taximetriștilor din Cluj, întreabă dacă majorarea tarifelor ar fi pe ordinea de zi în ședință mâine și de ce primăria îi tot minte și duce cu zăhărelul. Nu știu de ce, de unde vine chestiunea asta că îi minte și îi duce cu zăhărelul, pentru că deja am avut o primă discuție și eram pregătit să punem pe ordinea de zi majorarea tarifelor de taximetrie, dar din nefericire documentația pe care au trimis-o a fost jalnică. Adică a fost o documentație făcută de un copil de clasa 4-a, nici de cum de niște specialiști, și împreună cu cei care au venit la primărie ne-am pus cu laptopurile în față, hai să discutăm pe fiecare componentă în parte. Și la final a spus, da, ok, recunoaștem, nu este în regulă, vă rugăm, nu mai depuneți nimic, pentru că era o propunere de la 2,25 la 2,59 sau 2,6, așa cum au adus ei documentația respectivă, după care au spus, nu mai depuneți nimic, nu au mai depus niciun fel de document. Au spus redepus, chiar ei, reprezentanții ei au spus, domnule, ca să putem, noi suntem disponibili ca să facem la 2,6, 2,59, dar trebuie să ne mai duceți câteva documente să le depuneți. N-au mai depus documentele respective, dar au depus în schimb alte documente cu alte calculații pentru majorarea tarifului de taximetrie. Ori aceste documente au venit cu 3,9 o documentație. Documentația este mult mai bună decât documentația veche, adică au prins mult mai multe componente, este mult mai aproape de realitate. Asta nu înseamnă că prețul va fi 3,9. Colegii mei deja s-au întâlnit în comisiile reunite ca să câștigă
să câștigăm timp. Deci documentația acum e bună. Da, acum documentația este bună. Sigur, anumite calcule mai trebuie verificate. Colegii mei, sunt două comisii care trebuie să fie întrunite. S-au întrunit într-o singură comisie pentru a câștiga timp și a nu mai pierde, să spun așa, timpul în această componentă. Le-am mai solicitat niște documente suplimentare și cu siguranță, până la sfârșitul acestui an, până la ultima ședință de Consiliu Local din acest an, vom fi gata cu documentațiile ca să poată să fie promovate. Deci mâine nu se întâmplă treaba asta. Nu, pentru că ordinea de zi a fost convocată cu 5 zile, pentru că ordinea de zi se convoacă cu 5 zile înainte. Și documentația a venit după cele 5 zile? A venit, nu am fost timp, pentru că nu este, comisiile nu discută doar despre un singur caz. Acum nu poți, ai depus astăzi documentația și astăzi se întrunește comisia. Pentru că aici discutăm totul de o primărie. Dar știți că e un subiect sensibil, adică au fost subiectul și... Subiectul sensibil este dintotdeauna, este un subiect sensibil și din partea cetățenilor. Dar la un moment dat s-a blocat Calea Turzii, într-o vineri seara sau într-o joi seara. Nu s-a blocat din cauza, din cauza unui accident, s-a blocat atunci Calea Turzii. A fost un protest a doua zi. Accidentul a fost, mă rog, atunci a fost blocată Calea Turzii, din câte știu eu, din cauza unui accident, nu din cauza taximetriștilor. Deci trebuie să aibă puțină răbdare, pentru că o asemenea documentație în care discutăm de 350.000 de locuitori sau de 500.000 de locuitori a municipiului Cluj-Napoca, nu poți face gata, am luat-o, ne-am întâlnit în 3 zile, 2 zile și am discutat. Dar îi spun că vă solicită de foarte mult, nu dumneavoastră, administrații locale. Documentația a fost depusă, documentația din momentul în care a fost depusă, acum una e să spun, domnule, vreau să-mi crești tarifele și alta să vii cu o documentație conform legislației să o depui. Și eu pot să vă spun că aș vrea să vin la emisiune în fiecare zi, dar dacă nu fac nicio cerere la dumneavoastră, despre asta este vorba. Deci acum sunt în faza cea mai avansată de a putea să mergem mai departe cu un tarif. Și eu cred, adică am în proporție de 100% că până la ultima ședință din acest an va fi gata și va fi trecută prin toate comisiile. Deci adică va fi majorat tariful va pentru fi majorat tariful. Nu pot să vă spun astăzi cât și la ce componente, pentru că asta de fapt se analizează în aceste comisii, pentru că trebuie să stau în fața oricărui cetățean care mă întreabă, onor primărie, de ce ai majorat tariful de la 2,25 la cât o fi tariful? Ce să-i spun, că așa au vrut taximetriștii? Nu. Trebuie să vin și să am o justificare în spate. De la cât urcați? Dacă ultima solicitare e 3,9? Nu, asta că nu pot să vă spun până nu discutăm în comisie. În comisie, după ce se discută în comisie și atunci o să spunem oficial, că cei din comisie o să fie oficial. În funcție au dat așa niște date preliminare. Noi nu avem, asta ce aș vrea să vă spun. Noi nu avem o sumă prestabilită. Adică noi nu am pornit de la calcul să spunem, domnilor, noi vrem să faceți, să fie tariful 2,6 sau 2,5 sau 3,9. Da? Atunci, haideți să vedem în funcție de ce ne dă realitatea, hai să vedem. Și le-am spus asta taximetriștilor, domnule, nu veniți la noi și încă noi le-am sesizat niște greșeli, pentru că ei și-au pus un consum la mașină de 4,2. Ori haideți să fim serioși, toată lumea știe că n-are cum să fie un consum în Cluj-Napoca de 4,2 litri la 100 de kilometri. De asemenea, au spus, domnule, vrem să schimbăm 3 baterii în 2 ani. Păi nu poți să schimbi, că realitatea ne spune că n-ai cum să schimbi 3 baterii în 2 ani. Și atunci au fost câteva elemente de genul acesta, că am spus, eliminați-le, haideți cu calculațiile corecte și putem să discutăm. Bun, deci asta este discuția despre taximetrie. Anul acesta vom fi gata, noi vom finaliza tot ce ține de primărie, vom finaliza ca să putem să promovăm și cât o să iasă în urma calculelor, atât o să punem în, ca și tarif. Nu avem un tarif prestabilit, gata, eu vreau să fie 2 lei. Nu. Cât este în urma calculelor, conform legii, atât va fi tarif. Dar credeți că ar trebui majorat? Pentru că de 6 ani nu s-a mai intervenit deloc. Sigur, după ce m-am uitat pe componența costurilor și am analizat personal componența costurilor, chiar cu domnul Pugna am stat unul lângă celălalt cu laptopurile în față, am văzut că sunt anumite costuri care sunt depășite. Este foarte clar că nu mai corespund realității din anul 2013 când a fost făcută ultima majorare. Deci da, cred că trebuie să fie făcută o majorare. La ce cuantum? Asta rămâne să ne dea calculele pe care urmează să le facem. Am înțeles. Un alt privitor vă întreabă de ce se construiește în asemenea manieră în Cluj-Napoca. Înainte Clujul era un oraș închis, acum se construiește la liber sau nu știu care era exprimarea. Acum e supraaglomerat. Și chiar așa și e. Bun, sigur că pe de o parte ne dorim să avem un oraș inovativ, ne dorim să avem un oraș în care să putem să trăim toți. Gândiți-vă ce ar fi însemnat Clujul să rămână cu același număr de apartamente ca așa cu 10-20 de ani.
De ce nu se construiesc cartiere noi? Asta este o evoluție, este o evoluție pe care o avem, pentru că dacă acum 20 de ani, 30 de ani era la modă sau poate nu era la modă, dar așa atâta erau posibilitățile să locuiască părinții împreună cu copiii, împreună cu frații, împreună cu bunicii și tot să stea într-un apartament cu 2, 3 sau 4 camere, sigur lumea a evoluat și acum oamenii își doresc mai mult. Își doresc ca și copiii să stea singuri, părinții să rămână singuri, bunicii de asemenea să locuiască acolo unde consideră familiile că trebuie să locuiască. Universitățile sunt foarte dezvoltate și în această direcție categoric trebuie să avem grijă și de câte apartamente se construiesc pentru a asigura numărul de locuri în garsonieră apartamentului pentru cei care vin la Cluj. Clujul este un magnet. De aceea trebuie să construiască. Acum, referitor la cartiere noi, aș vrea să vă spun că o extindere a intravilanului în acest moment este imposibilă. Pentru că ne spun cei din Comisia de Urbanism că 40% din intravilanul Clujului este neconstruit. Ori în condițiile 40% din intravilanul Clujului este neconstruit, atunci este perfect logic și normal să nu extindem intravilanul. Haideți să-l construim odată ce avem de construit. Dar unde e acel intravilan neconstruit? Pentru că eu vă dau o provocare. V-am mai întrebat când ați mai fost aici. E firesc, nu știu, să dai jos patinoarul Clujului, să faci un P+8 în formă de U, să dai jos fosta cantină TCM, să faci un P+8 în formă de L, să dai bowling-ul și să faci un P+6. Nu e cam, nu știu... Ăsta e intravilanul neconstruit? Nu mă refer la acest intravilan neconstruit. Gândiți-vă ce înseamnă zona, pe care tot ce înseamnă Borhanci, ce înseamnă Sopor, ce înseamnă Dâmbu Rotund. Toate acestea sunt zone de intravilan care încă nu sunt construite. Și categoric, din punct de vedere urbanistic, trebuie să fie această, să spun, aglomerare urbană care este peste tot în lume. Adică nu poți, într-o zonă în care este preponderent înaltă, să lași clădiri care au numai un parter. Despre asta este vorba. Și dacă e să discutăm despre ce înseamnă PUG, în anul 2014, în luna decembrie, s-a votat noul PUG. Acest PUG a fost în dezbatere publică timp de 5 ani. Ori în această perioadă de dezbatere publică, nu am văzut oameni care să vină să spună, domnule, eu nu vreau ca pe nu știu ce bulevard să faceți P+6, ci vreau să fie numai parter. Ori unde să se dezvolte Clujul dacă nu în zona bulevardelor care sunt cu 3, cu 4, cu 5 benzi, da? Cum este bulevardul Nicolae Titulescu sau cum este Brâncuș sau cum este... Da, mi se pare firesc ca Brâncuș între case să apară ceva bloc. Trebuie invers, este perfect normal ca să fie bulevardul, să fie Brâncuș, pentru că acolo a fost o zonă preponderent gândită de proiectantul Pugului, o zonă înaltă. Deci problema nu sunt blocurile, ci problema sunt casele pe bulevardul, pe Brâncuș. Deci asta este problema, pentru că cine și-a cumpărat acolo casă ar fi trebuit să se gândească. Și la fel ar fi trebuit să se gândească foarte multă lume din Cluj în momentul în care își cumpără casă. Dom'le, ce se poate face în zonă? Păi în zonă se poate face P+4. Atunci eu trebuie să-mi asum că s-ar putea la un anumit moment dat să vină cineva să cumpere o zonă mai mare, să demoleze și să facă un P+4 sau să facă un P+3. Nu știu, dacă discutăm de strada Decebal, de strada Traian, sunt acolo, sunt niște zone de reconversie. Categorică nu și nu este normal ca în zona cartierului Andrei Mureșanu, de exemplu, în spatele bulevardului Brâncuș să fie zonă de bloc. Categoric, acest lucru nu este normal. Dar când cineva și ia o casă, domnule viceprimar, nu se duce la planul urbanistic general să vadă ce a gândit proiectantul? Ar trebui să facă acest lucru, ar trebui să se intereseze înainte, pentru că dă o grămadă de bani pe o locuință, pe o casă, pe un apartament și ar trebui ca să vadă care sunt planurile de viitor. Adică nu să te duci în orb să cumperi o casă și după ce ți-ai cumpărat sau orice alt fel de proprietate să constați după aceea că ori ea este neconstruibilă după ce ai dat banii pe ea, ori respectiv au făcut fără autorizație de construire sau fără respectarea autorizației de construire, până la urmă de aceea există o transparență instituțională ca toată lumea să poată să vină să se informeze. Dar care sunt stadiul publice, astăzi sunt publice, al Pugului? Stadiul Pugului este funcțional din anul 2014. Sigur că în perioada de tranziție au fost mai multe discuții și așa se întâmplă când trece de la o chestiune la altă chestiune. Astăzi spun că este categoric, are și câteva lipsuri. E depășit? Are și câteva lipsuri. N-aș putea spune că este depășit Pugul. Cu siguranță că acest Pug trebuie să fie upgradat, pentru că una au fost studiile în anul 2014 și astea sunt studiile de circulație, de exemplu, în anul 2019, sau provocările peste următorii 5 ani, deja sunt provocări diferite. Dacă înainte discutam de diferențe de generații de la 15 ani, 20 de ani, diferența între generații, astăzi discutăm între 10 și 5 ani. Adică uitați-vă că dacă sunt familii care au copii și unul are 19 ani și celălalt are 25 de ani, deja între ei este o diferență de generație. Gândesc cu totul și cu totul diferit, au altă mentalitate, chit că spui că sunt ambii tineri. De aceea cred că trebuie să mergem și să facem o reactualizare a Pugului. Suntem în faza de licitație, sunt deja depuse oferte, suntem în faza de evaluare.
astfel încât acolo unde au fost făcute erori ale PUG-ului să poată să fie corectate și anumite chestiuni care pot să fie îmbunătățite, cu adevărat să fie îmbunătățite. De aceea este foarte important și perioadele de dezbatere. Ce se întâmplă în perioada de dezbatere? Acest PUG, gândiți-vă că a fost din anul 2009 până în anul 2014 în dezbatere publică. Ori la dezbatere publică au fost extrem, extrem de puțini cetățeni. Acolo am fi putut să reglăm foarte multe componente din locuitorii de la intrarea din Cluj. Vă spun de reclama, acel bloc de 25 de etaje, când PUG-ul, spun ei, ar fi, nu știu, ar fi permis 10 etaje la acel bloc turn de la intrarea dinspre... Deci acel bloc turn de 20 Florești. De etaje din Florești a fost înaintea votării, a fost aprobat înaintea votării acestui PUG, PUG-ului nou. Nu știu, cred că prin anul 2013-2012, n-aș vrea să greșesc, știu doar cu siguranță că el a fost aprobat anterior. Și sigur, cred că sunt 100% convins că respectă toate normele impuse de lege. Sigur că avem nevoie la Cluj-Napoca. Cluj-Napoca este un oraș care trebuie să meargă și pe orizontală, nu doar și pe verticală, nu doar pe orizontală. Avem nevoie și de zone mai înalte, pentru că peste tot în lumea asta așa se întâmplă. Sigur că acolo trebuie să fie foarte clar delimitat ce faci cu mașinile, cum te raportezi la numărul de mașini și așa mai departe. Vă dau un exemplu la un proiect care a stârnit diverse controverse, la un proiect în care regimul de înălțime a respectivului proiect este undeva la P+4. În Comisia de Urbanism, în unanimitate, pe respectivul teren trebuia să se facă 4 clădiri. Și în Comisia de Urbanism am spus ok, respecta cutul. Ce înseamnă cutul? Dacă ai 10.000 de metri pătrați, asta înseamnă că terenul, și ai un cut de 2, asta înseamnă că poți să faci 20.000 de metri pătrați de construcție, luând așa grosier. În condițiile în care am spus, domnilor, nu este în regulă să faci 4 clădiri de P+4, în care să ocupi foarte mult spațiu, aș prefera să-mi faci o clădire mai înaltă, o clădire de P+10, de exemplu, pentru că în zonă sunt clădiri de P+10 sau P+8, să te aliniezi și tu la clădirea de P+10, dar în schimb să lași o distanță mai mare între clădiri și să lași o distanță și o suprafață mai mare de spațiu verde. Deci aceea a fost o derogare care s-a acordat printr-un PUZ, dar s-a ținut cont de numărul de metri pătrați care puteau să fie construiți. Deci dacă el a putut să construiască 20.000 de metri pătrați, tot 20.000 de metri pătrați poate să construiască și astăzi, dar nu ne mai facem 4 clădiri care să ocupe un spațiu extrem de mare pe spațiu verde, ci într-o singură clădire de P+10, sigur, în condițiile în care în clădirile adiacente sunt de P+10. Deci se întâmplă și astfel de situații la Cluj. Se mai întâmplă și în zonele de restructurare, unde sunt diverse negocieri în care îți permite să faci aceste negocieri, în care să dea ceva comunității, o grădiniță, o școală, un teren de sport și așa. Atunci există această reglementare legală în care, doar pentru anumite zone există această reglementare, în care poți să dai un coeficient mic mărit la anumite domnule componente. Domnule viceprimar, un alt privitor, un alt cititor vă întreabă de ce nu dați cu material antiderapant, pentru că noaptea în Cluj este patinoar. Și acum, eu tocmai când vreau să spun că de data asta nu v-a mai surprins iarna, n-a mai surprins iarna primăria din Cluj, cei drept nici la ninț, dar uite că vine poleiul care surprinde. Am avut o mică zăpadă, foarte mică zăpadă, am acționat cu 150 de tone de sare pe ambele sectoare și 4 tone de clorură de calciu. Deci am făcut acest lucru și am dat acest lucru. Dar gândiți-vă că în momentul în care este ceață, e ceață, solul este la 1-2 grade, pot să apară izolat anumite situații de gen. În general, în străzile în pantă facem acest lucru, dar sunt condiții de iarnă și oamenii trebuie să aibă, în primul rând, cauciucuri de iarnă și să circule cu atenție sporită. Niciodată nu o să fie o aderență, aceeași aderență pe perioada de vară, deci, ca și perioada de iarnă. De exemplu, azi noapte am avut comandament de noapte în care au patrulat pe străzi, se vadă acolo unde este necesar să dea cu material antiderapant. Deci avem un comandament care este din data de 15 noiembrie până în 15 martie. Avem un ofițer de serviciu care este non-stop acolo, deci la orice oră din zi și din noapte se sună la primărie. Există o persoană dedicată acolo care se ocupă cu acest lucru, împreună cu poliția locală, pentru că și ei sunt pe străzi și pot să identifice acolo unde sunt probleme și se acționează cu dedicație acolo unde trebuie să fie acționat. Avem peste 650 de străzi pe care putem să dăm cu material antiderapant. Sunt împărțite în trei categorii, urgența 1, urgența 2 și urgența 3.
sigur, urgența 1 este, sunt acele străzi unde sunt străzile principale de acces și ieșire din oraș, unde sunt spitale, unde sunt instituțiile publice, după care urmează urgența 2, străzile adiacente care fac legătură între aceste străzi și la final este urgența 3, adică aleile dintre blocuri sau anumite străzi din cartiere. Aici nu intră străzile private, pentru că pe străzile private obligația este a proprietarului străzii să-și facă dezăpezirea. Am avut acum vreo 8 luni de zile... Dar e bine să informați clujenii cu privire la treaba asta. Acum vreo 8 luni de zile am... Pentru că au fost nenumărate solicitări prin care oamenii spuneau, domnule, cum pot să predau o stradă privată municipalității? Conform hotărârii de Consiliul Local din anul 2009, condițiile de predare erau destul de grele. Atunci am făcut o altă hotărâre de Consiliul Local în anul 2019, luna martie sau februarie, n-aș vrea să desesc exact, în care am ușurat, să spun așa, modalitatea prin care cineva poate să predea o stradă la primărie, pentru că au apărut și câteva reglementări suplimentare din punct de vedere legislativ. Este o procedură extrem de simplă, oamenii se adună, trebuie să îndeplinească condiția odată drumul respectiv, strada respectivă să fi fost reglementată printr-un plan urbanistic, adică printr-un PUZ, pentru că altfel ea nu poate să fie reglementată cu destinația de drum. Trebuie să ne o predea la lățimea pe care o au, nu mai contează că sunt 5 metri, 7 metri, 9 metri, 12 metri, la lățimea pe care o au, nu mai trebuie să facă dovada că este asfaltată, să ne o predea și atunci putem să mergem și cu iluminatul public, putem să facem și lucrări de întreținere pe stradă și din păcate avem o singură solicitare de preluare a unei străzi private, în condițiile în care avem peste 450 de străzi private la nivelul municipiului Cluj-Napoca. Și deci am încercat să facă asta? Asta trebuie să facă asociația, trebuie să facă proprietarii, pentru că ei trebuie să vină să facă o renunțare la drept. Deci este o extrem de simplu să se adune toți, să meargă la notar, să facă o renunțare la drept și din momentul respectiv noi ne ocupăm de tot ceea ce înseamnă întabulare, cadastrare, să mergem mai departe cu procedurile pentru intrarea străzii în domeniul public. Domnule viceprimar, de la ultima întâlnire de când ați fost aici, a fost, ca să zic așa, semnalat o situație care nouă ni s-a părut destul de complicată. Au reclamat niște clujeni care erau plecați, de pildă, din țară și vorbeau despre acea ofensivă pe care a demarat-o administrația locală, dar desfința niște parcări care erau pe strada Republicii. Acolo erau niște oameni, spuneau că sunt plecați, n-aveau cum să-și mute mașinile, dar aveau abonamentul plătit până la finele anului. Ce se întâmplă cu abonamentele lor? Abonamentul nu se întâmplă nimic pentru că pe strada Republicii nu era abonament marcat cu loc, cu loc marcat. Adică nu era locul dedicat pentru persoana respectivă. Este abonament de zona 1, iar în zona 1 poate să parcheze oriunde în zona 1. Iar în cazul în care nu mai există locuri de parcare în zona 1 unde să parcheze, sigur, dacă este o supra-solvire, li se dă bani înapoi de la data la care s-a sistat abonamentul. Deci este foarte simplu, oamenii își primesc bani înapoi, că discutăm de 2 lei, discutăm de 5 lei, discutăm de 50 de lei, oamenii își primesc bani înapoi. Uitați-vă cum se circulă astăzi pe strada Republicii în condiții de trafic bun, general. Nu trebuie să existe o predictibilitate. A fost adică predictibilitate, am anunțat, le-am spus oamenilor, domnule, așa, asta se va întâmpla, ăsta este programul și planul pe care îl face. Au fost informări, li s-a pus bilet. Au fost inclusiv bilețele puse în parbriz. Inclusiv bilețele puse în parbriz și am discutat și la postul radio și pe site-ul primăriei. Până la urmă, ca să fii implicat în activitatea de zi cu zi a primăriei, avem, acum suntem într-o epocă a vitezei, a circulației informațiilor. Cu un simplu click poți să ai acces la absolut toate informațiile necesare. Și până la urmă, acolo nu a fost un abonament dedicat. Asta vreau să spun. A fost un abonament pentru zona 1. Deci în zona 1 poate să parcheze oriunde. Că nu mai are locul de parcare în fața casei, asta sigur că da, îmi pare rău, dar pe de altă parte, vedeți cum se circulă astăzi pe strada Republicii. Adică am reușit să descongestionăm o parte din traficul care era în piața Lucian Blaga. Ori nu le putem avea pe amândouă. Bună, vorbeați și data trecută despre această schimbare de mentalitate, ca lumea să renunțe la mașinile personale și să treacă la mijloacele de transport în comun, un lucru care e de dorit și de asumat. Nu știu, cum veți continua această muncă de convingere? Eu chiar cred, uite, chiar ar trebui ca fiecare dintre clujenii care merg în centru să zică, da, domnule, ar trebui să mergem fie pe jos, că dacă te duci în Bruxelles, cu siguranță nu mergi pe lângă Grand Place cu mașina asta, e clar că te duci pe jos sau iei un autobuz, e mult mai simplu. Cum faceți treaba asta? Eu m-am gândit, de pildă, și o tot spun de fiecare dată, studenții care n-au mașini să le lase acasă, de unde sunt ei, care n-au loc de parcare în Cluj.
Cum mergeți mai departe cu această muncă de convingere? Acum, aici este și trebuie să discutăm de o serie de măsuri. Nu putem să discutăm doar despre o singură măsură. Discutăm despre o serie de măsuri pe care trebuie să le implementăm. În primul rând, ca să poți să încurajezi omul să folosească mijloace de transport în comun, trebuie să ai niște mijloace de transport în comun confortabile, moderne. Deci asta este, cred că, primul aspect. Deci la Cluj nu avem așa ceva. De aceea am investit peste 100 de milioane de euro în modernizarea flotei auto. Asta înseamnă că am cumpărat anul trecut 75 de autobuse noi marca Mercedes, am cumpărat 41 de autobuse noi electrice. În anul acesta au venit deja, cred că în totalitate, 50 de trolebuse pe care o să le vedem în următoarea perioadă în trafic. De asemenea, avem un contract semnat pentru 24 de tramvaie noi, dintre care cred că 6 vor veni în anul viitor. Deci, practic, toate aceste investiții le-am făcut din fonduri europene pentru creșterea calității transportului în comun. 2. Aceste mijloace de transport în comun trebuie să aibă niște rute care să favorizeze folosirea mijloacelor de transport în comun. Ce facem în această direcție? Facem benzi dedicate pentru mijloacele de transport în comun, ca cei care folosesc mijlocul de transport în comun să ajungă mai repede din punctul A până în punctul B decât cei care folosesc mașina personală. Pentru că nu pot să stea 100 de persoane într-un autobuz după 20 de mașini sau 50 de mașini în care este o singură persoană. Pentru că la 80% din mașini, dacă ne uităm la ele care sunt astăzi la nivelul municipiului Cluj-Napoca, sunt undeva o persoană. La 80% din cazuri, o mașină, o persoană. Al treilea punct, cred că trebuie să-l facem un walkable city, adică un oraș în care în 15 minute din orice punct să poți ajunge la o stație de autobuz. Aici încă mai avem de lucru, pentru că încercăm să facem legături între cartiere, ultimele deci legături. Și la frecvența cu care circulă mașinile. Urma să vă spun că un al patrulea punct este frecvența. Odată să poți ajungi în 15 minute de mers pe jos, să poți ajunge la mijlocul de transport în comun. După aceea să fie o frecvență corectă, adică nu poți să spui, domnule, dacă am din oră în oră autobusul, evident că nu o să-l încurajez pe cetățean să folosească transportul în comun. De aceea lucrăm și la acest aspect, avem și câteva studii comandate, avem deja câteva date unde ar trebui să intervenim, dar aici gândiți-vă că trebuie să avem mai multe autobuse, pentru că vă dau un exemplu, dacă pe o rută care astăzi circulă din 15 în 15 minute autobusul și noi vrem să luăm, să facem pe altă rută unde circulă din 45 în 45 de minute, eu trebuie să mai pun acolo cel puțin un autobus sau două, trebuie să le iau de undeva. Ori autobusele astea n-am de unde să le iau, autobus sau trolebus, ci trebuie să cumpărăm alte trolebuse și autobuse noi și totuși o sumă de 100 de milioane de euro pe care am investit-o în ultimii ani în modernizarea mijloacelor de transport în comun este o sumă imensă, având în vedere că bugetul municipiului Cluj-Napoca, total buget de investiții, este de doar 90 de milioane de euro. De ce nu liberalizați, de ce nu deschideți piața pentru mijloacele de transport în comun? E o propunere a celor de la Consiliul Civic Local, adică să lăsați Ratucul, CTP-ul să fie într-o competiție liberă cu alte... Nu se întâmplă în România și în Europa, nu există asemenea situație. De ce nu inovează situație, Clujul, domnule, asemenea situație, pentru că gândiți-vă cât ar fi de complicat cetățeanului să spună, mor pe linia 25. Pe linia 25 trebuie să-mi iau un bilet, pe linia 25 care este altcuiva trebuie să-mi iau un alt bilet și până la urmă nu o să putem face, pentru că o mare parte din banii pe care noi îi luăm pe bilete investim în mijloace de transport în comun. Adică o să facem este pe profit, noi nu mai dăm subvenții la această companie de mulți ani, așa că gândiți-vă... Păi toate acele investiții nu știu au venit chiar din profitul lor sau au venit din bugetul local? Gândiți-vă că sunt acționarul, nu trebuie să pun acționarul bani, ori dacă noi suntem acționarul... Păi dacă se autosusține, unic, adică... El își se autosusține în ceea ce ține de funcționare. Iar gândiți-vă că dacă noi dăm un bun și dăm în administrarea lui, este una, dacă și-l cumpăr, este partea de amortisment, care îi scade automat componenta de profit. Deci gândiți-vă că vom avea un serviciu total ineficient și un serviciu în care nu se poate că nu o să fie sustenabil. Nu o să fie sustenabil nici de către noi ca să-l ținem și nici de către privat. Și să avem, adică ne întoarcem la ce am avut în trecut. Deci eu cred că astăzi noi avem unul dintre cele mai performante sisteme de transport din România. Nu există niciun oraș în România care să aibă un asemenea sistem performant de transport. Sistem de transport care merge și în zona metropolitană. Suntem la fel singuri
singur oraș care activează cu companie de transport public și în oraș. Suntem un model de bună practici și să știți că suntem chemați de foarte multe municipalități. Suntem, domnule, cum ați reușit să faceți asemenea investiții și cum ați reușit să-l gestionați în așa fel încât să fie așa ce de performant? Ce municipalități? Am avut întâlniri prin diversele asociații pe care le-am avut și în discuțiile pe care nu vreau să dau nume, că nu este sens, dar ne-am dus București, multe... Bucureștiul nu, asta e, vă asigur că Bucureștiul nu este, pentru că să știți că nici noi ca și municipalitate nu le știm pe toate și noi, unde sunt soluții mai bune ca și la Cluj, îi sunăm pe colegii noștri la primăriile respective, spunem te rog, cum s-a întâmplat, cum ați făcut în atare situație, cum ați gestionat un... Aș mai avea două întrebări, una de administrație și una politică, sper să ne ajungă timpul, mai sunt vreo 4 minute. Domnul judecător Cristi Dan Ilăț, care a fost prezent săptămâna trecută la noi, a făcut o declarație care a fost preluată de mai toată lumea, faptul că nu există școală și liceu din Cluj curat de droguri. Asta era declarația domniei sale, pe baza, evident, dosarelor care există în lucru și, sigur, la licee situația e foarte problematică. Nu știu, ca reprezentant al administrației locale, pe vremuri se vorbea de un buton de panică. Nici nu știu dacă mai există acel buton există de panică butonul în școli. Există, să spun, vreo preocupare a administrației locale prin, sigur, poliția locală, care să fie, nu știu, cantonată în preajma liceelor, pentru că situația pare să nu fie foarte simplă. Aș vrea să vă spun că la fiecare școală și liceu există cel puțin un polițist local sau un jandarm. La toate sunt 82 de unități care sunt împărțite între poliția locală și jandarmeria pentru a asigura paza în programul afară din școală, în programul în care copiii sunt acolo. Poliția locală se ocupă de vreo 27 de școli, 25 sau 27, nu rețin exact numărul, dar nu știu, că sunt peste 25 de școli, care sunt, să spun așa, monitorizate de către poliția locală. Există un compartiment la nivelul poliției municipale și la nivel județean, birou de crimă organizată. Ei se ocupă cu asemenea proiecte, adică dacă este cineva prins, care a consumat, îndoială, nu este atributul poliției locale. În schimb, ce a făcut poliția locală, împreună cu cei de la BCCO, împreună cu ONG-uri, au făcut în licee și au fost de multe ori în liceu, au discutat cu copiii, le-au spus ce înseamnă consumul de droguri, de ce ar trebui să se ferească. Deci, practic, am făcut prevenție. Asta putem să facem noi, împreună cu poliția locală, pe care o avem în subordine, și cu poliția municipală, să facem acțiuni de prevenție. Acum, sigur, cei care sunt abilitați în această direcție ar trebui să facă mai, să se implice mai mult. Am avut chiar personal întâlniri cu cei de la BCCO care se ocupă pe această componentă ca să prevenim, pentru că cel mai bun lucru este prevenția. De eradicat acest fenomen, cu siguranță nu cred că îl vom putea eradica, pentru că haideți să ne uităm la ce se întâmplă în țările mai dezvoltate ca și noi. Acesta este un flagel care, din păcate, ne atinge și pe noi. Și, cele două mari, spunea același judecător, cele două mari festivaluri care se întâmplă în Cluj aduc anual 300 de clienți pentru oamenii legii din această perspectivă. Deci asta înseamnă că funcționează, asta înseamnă că funcționează dacă ei sunt identificați, sunt prinși. Gândiți-vă că vin din peste 30% sunt oameni din afara județului. Suntem chiar pe final, domnule viceprimar. Postul de suprefect revine celor de la ALDE sau vechiului PDL? Și astea sunt niște discuții. Sunteți care, președintele organizației municipale a Partidului Aflat la Guvernare. Sunt niște discuții pe care le avem la nivelul Bucureștiului. Odată haideți să vedem ce se întâmplă cu prefectul, după care prefectul înțeleg că vine de la vechii liberali. Da, va fi să spun așa, de la vechii liberali. Da, el este una dintre persoanele care ar putea să ocupe această poziție. Sigur, suntem încă în discuții și pentru celelalte poziții de subprefect, dacă va fi una sau dacă vor fi două poziții de subprefect. Asta vom vedea la momentul la care una dintre pozițiile de subprefect ar putea veni din zona ALDE. Este posibil. Deci e în... Da, sunt mai multe discuții, nu cred că va fi de la ALDE, dar ok, sunt mai multe discuții în această direcție.
Și de la vechiul PDL, cine ar putea fi? Nu mai există vechiul PDL, există doar PNL. De aceea noi discutăm sunt de o foarte echipă, mulți colegi de noastre de la București care spun că nu s-au nu știu ce aliniat la București sau în alte zone. La Cluj-Napoca nu mai există vechi și noi. Există doar Partidul Național Liberal. Deja am trecut prin mult prea multe alegeri și am avut mult prea sursele multe noastre spun pozitive. Că tocmai există un deranj că domnul Abrudean vine din partea vechiului PNL, iar deci subprefectul poate fi dat altui partid. Vă asigur că la nivel de PNL municipiu, acolo deci la municipiu doar e... Existe. Acolo pot să vă spun cu siguranță că nu. La celelalte, județ... pentru că nu mă ocup, nu vorbesc de județ, gândiți-vă că sunt 81 de OAT-uri. Adică nu știu dacă în Ploscoș cele două formațiuni s-au înțeles. Pot să vă spun că la nivel de municipiu și la nivel de Cluj și județul Cluj, lucrurile sunt așezate. Nu există astfel de bătălii sterile. Această epocă a trecut. Suntem doar Partidul Național Liberal, care este compus atât din vechiul PNL, cât și din vechiul PNL. Suntem un singur partid și rezultatele pozitive văd că se văd și în administrație, atât administrația locală, cât și cea județeană, pentru că am livrat câteva rezultate pozitive, cât și la rezultatele de la ultimele alegeri. Domnule viceprimar, vă mulțumesc tare mult că ați fost astăzi alături de noi. Sper să mai veniți și în alte ocazii. Mulțumesc mult pentru prezență. Vă mulțumesc și vouă că, iată, ne-ați urmărit pe parcursul acestei ediții. Până data viitoare, Servus Cluj!